First of all, let me warmly welcome you all. În primul rând, vă urez un călduros bun venit. To our home. În casa noastră. We celebrate this year our 10th anniversary. Anul acesta sărbătorim al 10-a aniversare. Since we bought this property. De când am cumpărat casa. And we have prepared it. Și am pregătit această aniversare. Just for an occasion like this. Pentru o ocazie ca asta. It's a wonderful occasion. Este o minunată ocazie. And this is the first time we've had fathers and sons este together. Este prima oară când avem o adunare cu tați și fii împreună. It's always a pleasure to be with my brothers from Harul. Întotdeauna este o plăcere să fiu cu frații mei din Harul. And Boldur. Și Boldur. And wherever you have come from. Și de unde ați venit, fiecare. And of course, it's always a pleasure to be with Dr. Chertus. Dr. Teofil Chertus. Yes, and of course, Dr. Bebe. Medicul Bebe. My name is Roy. Numele meu este Roy. And I am your friend. Și sunt prietenul vostru. Amin. And I hope you come back again. Și sper să vă mai întoarceți aici. I want to speak to you, please. Vreau să vă spun, vă rog. To add to what the others have said. S-a adăugat la ceea ce alții au spus. I've heard some of what your other speakers have said. Am auzit câte ceva din ceea ce au spus și alții înaintea mea. And you have been richly blessed. Și voi ați fost binecuvântați din belșug. And so I don't want to repeat what they said. Nu prea aș vrea să mă repet, să repet ceea ce au spus ei. But maybe add to it. Doar să adaug la ceea ce au spus. If you need to move so you can see the screen. Trebuie să vă mutați în așa fel încât să vedeți ce scrie pe ecran. Please do so. Faceți mutați-vă ca să vedeți bine toată lumea. Okay, I want to start with asking three questions. Vreau să încep întrebându-vă, punându-vă trei întrebări. That only human beings ask. Doar noi ființele umane ni le punem. No other living organism asks these three questions. Question number one. Această întrebare. Întrebare numărul 1. De unde vin? Origins. Originea mea. Number two. Numărul 2. Where am I going? Unde mă duc? Destiny. Destinul meu. Question number three. Întrebarea numărul 3. Why am I here? De ce mă aflu aici? We are here for a purpose. Noi suntem aici pentru un scop, pentru un motiv. You are here for a purpose. Tu ești aici pentru un scop. Evolution. Evoluția. Features that we are chemicals and energy. Chimicale și energie care au apărut în timp. We are a cosmic accident. Suntem un accident cosmic. And your life really has no ultimate significance. Viața noastră nu are o semnătate finală, cu adevărat. Another kind of an animal. Ești doar o altă ființă vie care a mai primit această plămâie ca un câine, ca o văcuță. And so your life really adds to nothing, zero. Viața ta nu înseamnă nimic, este zero. Ai trăit, ai trăit, dar Biblia ne învață that we come from God. Că noi venim de la Dumnezeu. You are unique. Ești unic. Every child, every boy. Fiecare copil, fiecare băiat. Unique. Tu ești unic. Different. Diferit. Nobody else quite like you. Nimeni nu este ca tine. You have incredible worth. Ai o merit incredibil, o valoare incredibilă. You have a destiny. Ai un destin. Your life has a purpose. Viața ta are un scop. And you have untold, unimaginable potential. Și tu ai un potențial de nespus, inimaginabil. And I just want to ask a question. Și vreau să spun o întrebare. Is there a champion in the house? Este un campion aici? Is there any champion here? Este vreun campion aici? Is there a champion in the house? Este un campion aici? Is there somebody who will soar with wings as an eagle? Este cineva care plutește cu arii deschise ca un vulture? Rise above the elements of this earth. Și cu înțelepciunea care este mai presus de elementele acestui pământ. See further than others see. Care vede mai mai sus decât alții se pot cățăra. And you wear the crown. Și care se poartă coroana of a champion. Unui campion. Why? De ce? Because this world needs pentru că această lume are nevoie de campioni pentru Domnul Iisus Hristos. He needs you. Are nevoie de tine. He needs your sons. Are nevoie de fii. He needs men of excellence. Are nevoie de oameni de excelență. This world is full Acesta of pain lume este plină de durere, and suffering, de suferință, and confusion, de confuzie.
And we have the message. Noi avem un mesaj. That will make a difference. Care va face diferența. I have 7 points. Am 7 puncte de dezvoltat. Each point will not take 1 hour. Fiecare punct va lua o oră. Nu maybe. Maybe. It's my task. Number 1. Cine care poate să cap 5 minute. You need a relationship. Not just knowledge of. Nu doar o cunoștință despre, ci o ceva viu, vital, o care urmează, care despre relație o relație with Jesus Christ. Domnul Iisus Hristos. You need to have that trebuie să ai această fundație pe that care you să have accepted His sacrifice, His atoning death, moartea lui înlocuitoare, and you have received Him și că l-ai primit as your Lord and your Savior, și mântuitor personal, Domnul Iisus Hristos. You, the boys, your sons, tu, fii, your family, familia that ta, is the foundation. Asta este fundația. Number one. Numărul 1. I know whom I have believed. Eu știu în cine mă cred. I am not ashamed. Nu mă rușinez în ceea ce mă cred eu, sau în cine mă cred eu. Sunt cu totul convins. I have a degree in physics and mathematics. Am pregătire superioară în fizică și matematică. That's why Teofil and I get along so well. De aceea mă înțeleg foarte bine cu fratele Teofil. From all my education, și pot să vă spun că din toată educația mea pe care o am, being the oldest person here, fiind cea mai bătrână persoană aici, I can say from my experience, pot să spun și din experiența mea, I have been a pastor, că am fost pastor, I have been a father, am fost tată, I am a grandfather, sunt bunic, of 9 grandchildren, am 9 nepoți, and now I live in another country. Și acum trăiesc într-o altă țară. I live in your country. Trăiesc în țara voastră. Everything that I know, tot ce știu, affirms the reality, realitatea of the Bible, biblică, as the Word of God, ca și cuvânt al lui Dumnezeu, and the Bible is true, și Biblia este adevărată, historically, din punct de vedere istoric, archaeologically, arheologic, and theologically, și teologic, and scientifically, și științific. The Bible Biblia is absolutely în mod absolut adevărat. Right on. Adevărat, nu pot să mă convins. Therefore I am not ashamed. De aceea nu mi-e rușine. I will go to the university. Mă duc la universitate. I will go to the professor of biology. Mă duc și la profesor de biologie să le spun. They can ask questions. Și pot să pun întrebări. But the truth is, adevărul este, the Bible is the truth. Că Biblia este adevărul. I am not ashamed. Nu mi-e rușine. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. 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 Number 2. Numărul 2. You will always meet negative people. Totdeauna vei întâlni oameni negativi în jurul tău. You can't do it. Care îți spun, nu poți să faci asta. Nu ești destul de deștept. Nu ești destul de înalt, destul de mic, destul de grat, destul de slab. You don't have enough money. N-ai destul de bani. They will always tell you why you can't do. Nu vei putea să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. But I'm here to tell you. Dar eu sunt aici ca să-ți spun. Along with the Apostle Paul. Împreună cu Apostolul Pavel. Help me now. Ajutați-mă acum. Pot totul în Domnul care mă întărește. Thank you. Amen. Thank you. Amen. Amen. There's always a pig. Totdeauna este un. We'll try to bring you down. Totdeauna este va fi cineva care va încerca să te omoare, să-ți distrugă visul. You'll always find them. Întotdeauna vei găsi acel porc, este vorba lui. Porcul te va atunge. Este un om negativ care îți va spune tot mereu aceste cuvinte. But there's another man. Dar este un alt. Este un alt. Yes. Dar este un alt om care spune da, da, da. I can do it. Pot să fac. He may be big. E poate big. The problem may be big. Poate că este prea mare. The opposition may be big. Poate că lupta este prea mare. And I don't need this world's weapons. Și n-am nevoie de armele lumii acestea. I come against them. Vin împotriva inamicului în numele of the Lord Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit. Duhului Sfânt. And you do that too. Și voi puteți să faceți acest lucru. Și faceți-l, fraților, my sisters, brothers, and now I can say, and my sisters in Christ. In Christ. Yeah.
Point number three. Numărul trei. God needs men who have a testimony. Dumnezeu are nevoie de oameni care pot să depună mărturie. But you don't have a testimony without a test. Fără un test, fără o încercare. You have been through problems. Ai trecut prin probleme. You have been through difficulties. Ai trecut prin situații you dificile în viață. Discouragement. Ai fost descurajat. You have been through battles that have tested you. Care te-au testat și te-au călit. But God has prepared you. Și Dumnezeu te-a pregătit prin ele. And God uses those battles toate aceste lucruri to prepare you for what's coming. Ca să te pregătească pentru ceea ce va veni în viața ta. David needed to fight the bear. David a trebuit să se lupte cu ursul și cu leul. Because he did not know. El nu știa. But God knew. Dar Dumnezeu știa. He needed that experience. Va avea nevoie de acea experiență pentru ca să se poată să se lupte și cu Goliat. What you have gone through. Prin ceea ce ai trecut tu. God will use it. Dumnezeu se va folosi de acest lucru. To strengthen you. Să te întărească. For the battle ahead. Pentru puterea, pentru bătălia care îți va sta în față. Because you have significance. Pentru că ai o semnificație, o semnătate de Dumnezeu și ai putere de la Dumnezeu. Not the power of the muscle. Nu puterea mușchilor. But the potere de credință în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Yes. Number four. Numărul patru. You will never lose. Niciodată nu vei pierde. If you don't surrender. Dacă nu te vei preda. Don't surrender. Nu te preda. Don't give up. Nu da înapoi. You remember Joseph? He had a dream. Vă amintiți de Iosif? A avut un vis. He had a dream as a youth. A avut un vis din tinerețe. So many problems. Atâtea probleme au venit după aceea. People lied. Oamenii au mințit despre ei. L-au vândut. Treated him like garbage. L-au tratat ca pe un gunoi. But even when he was in jail, dar chiar atunci când era în închisoare, he kept the vision. Și-a păstrat visiunea. He kept the dream. Nu s-a predat. Nu a cedat. Nu ceda, frate. Nu ceda, frate. Oh, there was a great leader in England. Era un mare lider în Anglia. He was, his name was Churchill. Winston Churchill. El nume Winston Churchill. Ați auzit de el. And when the Nazis were bombing London, poporul nazist, poporul german, în al doilea război mondial, bombarda Londra. Destruction upon them. Și distrucția venea asupra Angliei. He got on the radio. El a apărut la radio. He spoke to the people. Și a vorbit națiunii. He said, "We will fight him in the air. Ne vom lupta în aer. We will fight him in the ocean. Ne vom lupta în ape. We will fight him in the streets. Ne vom lupta pe străzi. We will fight him in the hills. We will fight him in the sand. We will fight them wherever we come. But we will never surrender. Amen. We will never surrender. Point number five. Endure hardness. Suferă lucrurile care sunt grele pentru tine. Agață-te de ele. If you want something easy, dacă vrei ceva ușor, then don't follow Jesus. Atunci nu urma pe Iisus. Follow Ceaușescu. Urmează pe... Follow Stalin. Follow Hitler. Follow people who relied on their own strength. Urmează pe oamenii care se bazează pe propria lor putere. If you want it easy, dacă vrei ceva ușor, go the way everybody goes. Mergi cum te merge toată lumea. And then you will have an average life. O viață medie. Media, obișnuită. But if you want a life of excellence, dacă vrei o viață de excelență, if you want to be a champion, dacă vrei să fii un campion, you be a champion. Tu ești un campion. Endure the test. Îndură testele la care ești supus de Dumnezeu. Stand firm. Stai ferm, stai neclintit. Because you may feel beaten today. Pentru că poate astăzi te simți înfrânt. Maybe you've been hit. Poate că ai fost lovit astăzi. Maybe you're down. Poate că ești jos astăzi. But you keep fighting. Dar continuă să ripostezi, să lupți. Keep your faith. Că păstrează-ți credința. You may be down. Poate ești jos. Keep your faith. Dar ridică-te din nou. You may not have enough money. Gata, poate n-ai destul de bani. Keep your faith. Păstrează-ți credința. Only believe. Yes.
You may be discouraged. Poate ești descurajat. Keep your faith. Păstrează-ți credința. You may not have a car. Poate că nu ai o mașină. Keep your faith. Păstrează-ți credința. Maybe you need to travel that way. Keep your faith. Păstrează-ți credința în orice situație. Because one day, pentru că într-o zi, you keep your faith, prin păstrarea credinței, you will celebrate. Vei sărbători. You will be the champion. Vei deveni un campion. Yes. Yes. Da, da. Go through the battle. Go through the battle. Bătălie, treci prin ea. No, but I want to ask a question. Vreau să te întreb ceva. Are there any champions here? Sunt there any champions? Este un campion aici. We have another champion. Aici este un campion aici. Se simte alt campion. Well, I want to be a champion. Și eu vreau să fiu un campion. Any other champions here? Oricine se simte alt campion. Alt campion. Alt campion. Alt campion. Alt campion. Amin. Amin. Alt campion. Alt campion. Amin. Yes! Slavit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Yes, there will be bombs, there will be explosions. Vor fi bombe, explozii, probleme în viața ta. Păstrează-ți credința, păstrează-ți credința. Keep going. Number 6. Să înaintezi. Numărul 6. No, it's okay. Nu, a spune nu este bine, uneori este bine. When God says no, când Dumnezeu spune nu, it's okay. Este ok, este bine. You remember the Apostle Paul? Vă amintiți Apostolul Pavel? He wanted to go someplace. Vrea să meargă într-un loc. And can you translate this into Romanian for us, please? This. Și venim prin Frigia și în Galatia, în regiunea Galatiei, prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne-a oprit să mergem să vestim cuvântul în Asia. The Holy Spirit said no, no, no. And when God says no, și când Dumnezeu spune nu, that's good. E bine. You don't know what lies ahead. Nu știi ce se află înaintea ta, în viitorul tău. Dumnezeu știe, în schimb. Be careful of your relationship with women. Fii atent la relațiile tale cu femeile. If God says no, dacă Dumnezeu va spune nu, listen. Ascultă și oprește acele relații. Supune-te. God is protecting you. Dumnezeu încearcă să te protejeze. Your integrity. Să protejeze integritatea ta. Yes, when God says no, când Dumnezeu spune nu, it's okay. Este bine. Here is aici este a great Romanian o mare româncă campioană. Nobody ever. Nimeni niciodată nu va putea să facă acest zbor care vedeți acum. Româncă. Nimeni niciodată. Yes. No, but look at those hands. Uitați-vă la mâinile întinse. Look at that back. Uitați-vă la spatele arguit. Look at those feet. Uitați-vă la picioarele lipite. Look at those muscles. La mușchii toți care are. She didn't get that from watching television. N-a primit toate aceste lucruri uitându-se la televizor sau jucându-se pe calculator. She didn't get that by sitting at the computer. N-a stat în fața computerului să lupte cu paraolii. Because she had a dream. Iată, pentru că a avut un vis. You have a dream. Tu ai un vis. There's a price to pay. Este un preț pe care trebuie să-l plătești. There's a price you need to pay. Este un preț pe care trebuie să-l plătești. If you don't want to pay the dacă price, dacă nu vrei să plătești prețul, throw your dream away. Aruncă-ți visul. But if you want to be a champion, dacă vrei să devii un campion, there's a price to pay. Este un preț de plătit. You need to sacrifice. Trebuie să sacrifici. What is her name? Nadia. Cum o cheamă? Dragă Nadia, haide, mergem la disco. Nu! Ne jucăm pe calculator. Nu! Mâine! Lasă-mă în pace. No. Why? Because she had a dream. Pentru că a avut un vis, a știut ce vrea. Vrea să devină o campioană. Did she fall? Yes. A greșit de multe ori? Da. S-a rănit de multe ori? Da. But she kept at it. Dar și-a păstrat visul. And if you want to be a champion, dacă vrei să fii tu un campion, pay the price. Plătește prețul. If you want your children to be champions, dacă vrei ca copilul tău să fie un campion, you be the example. Tu fii exemplul. Now here is Nadia. Aici arătați-o pe Nadia. And here is an American champion. Și aici un alt american campion lângă ea. She had 9 gold medals. Ea are 9 medalii de aur. And he had 2. Și el are doar 2. Mai sărac. American sărac. But they got married.
dar s-au căsătorit împreună. And what are they doing? Și ce fac acum împreună? They're training other champions. Antrenează alți viitori campioni. When you become a champion, când tu devii un campion, then you can make other atunci champions. Trebuie la rândul tău să faci alți campioni după tine. Să antrenezi alți campioni. Poți să le spui cum să facă să devină campioni. But you need to break, you need to lead. Dar trebuie tu întâi să fii campion. You need to be the champion. Tu trebuie să fii campionul. And then you can make other champions. Și după aceea poți să faci la rândul tău alți campioni. And then the seventh point. Și punctul 7. My last point. Ultimul meu punct. Is the presence of God. Este prezența lui Dumnezeu în viața ta. Spend time alone with Jesus. Să-ți petreci timp împreună cu Domnul Iisus Hristos. Să asculți la Duhul Sfânt. The Holy Spirit is speaking. Duhul Sfânt vorbește. He's speaking even now, I believe. El vorbește chiar acum, cred. I believe the Holy Spirit. Cred că Duhul Sfânt is our guide. Este ghidul nostru. He will speak. El va vorbi. He will guide. Și ne va ghida. He will listen. Și ne va dirija și va asculta. Treasure the presence of the Holy Spirit. Și prețuiți prezența Duhului Sfânt. Go where the Holy Spirit goes. Mergeți cu Duhul Sfânt unde se duce Duhul Sfânt. Do what pleases the Holy Spirit. Faceți ceea ce place Duhului Sfânt. And don't grieve the Holy Spirit. Și nu-l întristați pe Duhul Sfânt. Because Jesus said, pentru că Domnul Iisus a spus, in the middle of the storm, în mijlocul furtunii, in the middle of the battle, în mijlocul bătăliei, in the middle of the test, în mijlocul testului, I will be with you. Voi fi cu tine. I will be with you. Voi fi cu tine. When you're sinking, când ești cufund, when you feel like you're going down, când te simți că mergi în jos, I'm talking to you. Vorbesc cu tine. Yeah. Cu tine. Yes. Cu tine. When you feel discouraged, când te simți descurajat, look to Jesus. Uită-te la Domnul Iisus. Amen. Amin. Amen. Yes. Because when you're down, he will lift you up. Pentru că ești jos, el te ia de mânuță și te ridică. Te ridică. He will lift you up. Nu te lasă. Oh, I have a bonus. Oh, am un bonus. Pe lângă punctul 7. Punctul bonus. Yes. Jesus promised to be with you. Iisus ne-a promis să fie cu noi. If he called you, dacă el te cheamă, and he sends you, și te trimite, he will equip you, te va echipa, he will be with you, va fi cu tine, he will empower you, îți va da putere, he will give you all the wisdom, și îți va da toată înțelepciunea necesară, și toate resursele, all the intelligence, și toate inteligența, și toate darurile de care se face, la ceea ce voia lui Dumnezeu, la ceea ce te-a chemat. Amin? Amin. Nu mă avem bine, amin? Amin. Nu. Amin? Amin. Amin. Another bonus. See yourself as God sees you. Uită-te la tine și privește așa cum te privește Dumnezeu. You're not a weak. Nu ești un ineffective person. Nu ești o slăbăciună. You're o persoană ineficientă. Ești un om puternic. You are anointed. Ești un uns. You are gifted. Ești dăruit. Ești plin de har. Makes of ordinary people. Dumnezeu face din oameni obișnuiți extraordinary miracles. Miracole extraordinare. And you be that miracle. Și tu fii acel miracol. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen. 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 Amen.